toate OZN-urile și extraterestrii suntem tot noi. Da? Oamenii din viitor? Numărul mare de persoane de toate vârstele prezente la acest eveniment reprezintă un pas înainte pentru filmele românești. Ne-am bucurat de film, a fost super, super ok. Noi suntem iubitori de animale și din cauza asta am și venit să-l vedem, dar a fost super. A fost ok. Ce ai învățat tu după ce ai văzut acest film? Că nu trebuie să fie rău cu animalele. Pentru mine a fost o surpriză plăcută să constat că sala a fost aproape plină. Pe de altă parte, au fost foarte mulți angajați de la Dacia care au primit invitații și care au venit. Filmul este o producție a unei case cu care noi colaborăm de dată mai recentă. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Local, Primăria și Centrul Cultural Mioveni, în parteneriat cu Automobile Dacia Renault și Casa de Cultură a Sindicatelor Dacia, iar intrarea a fost liberă. Echipa de producție beneficiază de sprijinul nostru în cadrul turneului de lansare în România. Dacia este un susținător al industriei autohtone de cinematografie. De mai multă vreme noi suntem partenerii galei premiilor Gopo. Filmul domestic este o poveste despre oameni obișnuiți și animalele alături de care aceștia își trăiesc viața. Evoluția personajelor fiind influențată de un iepure, o găină, o pisică, un câine și un porumbel. Descrie frumos ce le deranjează, o punem aici pe geam. Doamne Dumnezeule, din colo a tăiat copilul găină.